Mai mult sau ceva de genul ăsta, înțeleg. Continuăm discuția noastră într-o perioadă în care o parte dintre analiștii economici care mai au curaj să facă afirmații de acest tip ne anunță că, mă rog, criza asta devine și mai puternică. Dacă vă închipuiați că ce s-a întâmplat până acum se va îmbunătăți, e bine, se pare că scenariul care urmează este mult mai amplu decât ce ni s-a întâmplat până acum și că, dacă putem vorbi în termen de sfârșit de lume, o să pară ceva asemănător ceea ce va urma pentru român, cel puțin, pentru capacitatea de cumpărare a românului, pentru nivelul lui de trai. De 4-5 ori mărite facturile, cred că, cum să zic, mi se pare o chestie îngrozitoare. O chestie pe care nu mai poate suporta nimeni aici. Și cred că e momentul ca politicienii români în sfârșit să acționeze pragmatic, să pună piciorul în prag și să se elibereze de tot felul de încorsetări și de prizonierate politice internaționale, dacă nu vor să distrugă pentru totdeauna acest stat numit România. Încă stat independent. Vorbeam de intențiile lui Vladimir Putin. Sunt analiști care spun așa, că se va duce spre Mariupol, primului obiectiv. Lați să ajung la chestia asta, care este la 100 de kilometri de capitala regiunii separatiste Donetsk. Doar 100 de kilometri. Este văzut ca un element cheie al potențialului coridor al Rusiei spre peninsula Crimea. Are o mare importanță regională, fiind o poartă de acces pentru comerțul maritim. Dacă îl capturează, va tăia practic legătura Ucrainei cu Marea Azov, cu un impact economic masiv. Orașul are o populație 500.000 de locuitori. Este situat într-un nod rutier important, mă rog, și este și un centru metalurgic extrem de important de acolo. După care s-ar ocupa tot Donbasul, este pasul următor, și ar deveni Rusia dominantă în Marea Azov, tăindu-i astfel legătura Ucrainei cu accesul la importantă. Deci, ce-i taie Ucrainei nici mai contează. Că, de fapt, e războiul pentru controlul complet al Mării Negre. Deși Turcia acum face o figură interesantă. Cumva declarațiile lui Erdogan sunt împotriva acțiunilor lui Putin, deși apropierile suspecte din anii precedenți începuseră să ne sperie foarte tare. Va fi un conflict. Sunt oameni care anticipează, analiști care anticipează un conflict Rusia-Turcia. Lăsându-i pe călugării care au profețit. Ăsta va fi următorul conflict. După aia rețeaua de drumuri și căi ferate care îi dau acces Rusiei în toată Ucraina. Iar Armand Goșu vine cu o perspectivă interesantă. Uitați-vă la sancțiunile impuse de Marea Britanie. Armand Goșu e totuși unul dintre finii cunoscători ai realităților rusești. Sigur că unele opinii pot fi privite într-o altă cheie. Premierul Johnson le-a prezentat în Camera Comunelor. Sunt câteva bănci importante acolo, dar nicio bancă nu este importantă pentru economia Rusiei. E banca Rosia, unde Putin are contul lui personal, unde primește salariu. Mai sunt niște bănci care lucrează în Crimea, mai sunt niște oligarhi, Rotenberg, niște prieteni din tinerețea lui Putin, oameni care fac afaceri cu Putin și care intră în cercul intim al lui Putin. Dar asta înseamnă o lovitură teribilă pentru Rusia? Nu, pentru oamenii lui Putin. Mă înduiesc. Pentru Rusia. Practic, o întrebare foarte bună. Nu știm, știți cumva care sunt sancțiunile luate, decise de UE împotriva Rusiei în acest moment? Asta cu băncile este probabil cea mai clară până acum, da? Despre asta vorbim, da? În rest, nu o să mai aibă banane rușii sau ceva, nu mai importă ce o să mai fie. Da. Am înțeles că niște oligarhi au oligarhi ruși au interdicție în Marea Britanie, pentru că eu cred că doar Marea Britanie a definit foarte clar. Asta vreau să spun. Mi se pare singura țară din acest pachet sancțiuni care a spus clar ce va face. Bine, pentru că nu e în UE. Celelalte au votat în comun o decizie care, nu știu, e misterioasă. Probabil că va fi foarte dură, habar n-am. În condiții în care totuși se spune că Putin mai poate muta din cele 40%, adică afaceri pe care le face din PIB sau care provin dinspre comerțul cu Uniunea Europeană, mai poate muta oricând 20% în această perioadă care va urma. Restul de 20 fiind pierderi acceptabile, cumva. Nu mai plătește niște pensii. Nu mai plătește pensii, alocații, nu mai știu ce-o fi pe acolo din PIB-ul Rusiei. Pentru că se spune că are pe dreapta vreo 600 de miliarde în acest moment de dolari. Riscă cineva în momentul de față o confruntare armată cu Vladimir? Riscă cineva, când spun cineva, mă refer la statele Uniunii Europene sau state din, multe dintre ele fiind și membre NATO, da? Riscă cineva să spună gata, pornim la luptă armată dacă Putin mai face încă un pas în momentul de față în cucerirea unui nou teritoriu în Ucraina? E o întrebare bună.
Eu cred că nu. Eu cred că nu, pentru că asta e iarăși o chestiune. Scrie Mirel Palada, mi-e dor de el în emisiune, sper să-l vedem cu, revedem curând, dar scrie un text foarte interesant în urmă cu câteva zeci de minute l-a publicat pe Facebook și fac un rezumat la ce spune el acolo. Dom'le, într-o Uniune Europeană în care naționalismul a fost nomina odiosa până acum, adică vorbești despre naționalism în Uniunea Europeană acum, da, și despre granițe și despre teritorii, groaznic, și nu știu ce. Da, corect. Groaznic, dacă da, noi ne îndreptăm spre Europa fără granițe. Brusc însă toată Uniunea Europeană și toată lumea practic în jur oftează în legătură cu Ucraina, când de fapt la ceea ce vedem noi acum în Ucraina este un joc pe naționalism din ăla de secol 19 acum, în toată, de la retorica lui Putin la retorica lui Zelenski, ambele sunt duhnesc de naționalism, da, puternic. Și toată Uniunea Europeană se dă de ceasul morții în acest moment, vorbind și uitându-se foarte atent la granițe. Granițele, înțelegeți? Deci granițele care sunt extraordinar de importante în toată treaba asta, da? Dom'le, bă, da, mă nebunii, stai un pic. Eu înțeleg că Uniunea Europeană face afaceri cu Rusia. Dar eu nu știu câte afaceri face Uniunea Europeană cu Ucraina. Dar și mă gândesc, de ce am ajuns ca pentru această țărișoară, țară, mare, măricică, medie, cum o fi Ucraina, se suferă cu lacrimi. Să ne zbatem cu toții, să intrăm într-o criză energetică și într-o nenorocire fără margini. Președintele României își permite să-l facă irresponsabil pe Putin, consideră Rusia irresponsabilă, practic, folosind un termen mai dur decât toți ceilalți colegi ai lui sau omologi ai lui din alte țări. Toți își dau sancțiuni, Mădălin, peste sancțiuni, riscând suntem să aibă trei state, probleme. Suntem trei economice. State care vrem, nu vrem. Trebuie să ne gândim la soarta unor oameni de acolo. Mă refer la România, Ungaria, da, și Polonia. Bun, înțeleg, dacă noi, avem comunități aici, mari. Noi suntem aici. Dar ce afaceri fac francezii cu ucrainienii? Că nu știu. La un sondaj făcut de, serios, făcut pe străzi în Franța, francezii, în proporție vreo 80%, au zis că nu vor să dea un euro pentru ucrainieni. Nu ne interesează, frate. Dar nu, pentru că nu interesează. Ăștia, pentru că pe ce ei nu treabă ei cu asta? Adică și afectează propriile economii și măresc artificial niște crize, le amplifică pentru Ucraina. Care e miza? Poate reuși să mă face să înțeleg și eu. Care e miza numită Ucraina? Ce se întâmplă, de fapt, în subsidiar, în culise? De ce Ucraina este atât de importantă? Pentru că există un fond american care a preluat datoria suverană a Ucrainei? Despre ce e vorba? Mădălin, tu poate zici nici că asta e? E o explicație penibilă, poate. Nu tu știu. Zici că asta nu e știu. Fondul... Nu, habar n-am. Eu cred că e un joc de putere, până la urmă. E un joc de atât, un joc de putere. Sigur că da, e și un joc de putere care e foarte. O să moară și spaniolul obișnuit, frate, că nici ăla n-are bani așa. Românul nu mai zic. Nu, e un joc de putere în care să plătească facturile. Cumva, să știi că sunt foarte multe entități cumva care au câștigat în toată această criză. Ți-am mai discutat, am spus NATO, spre exemplu, care era nu în moarte clinică, dar era o structură pe care toată lumea a început să. NATO există acum. Da, la ora asta brusc a înviat, da, este, e nevoie de NATO. Și toată lumea e bucuroasă că există, iată, NATO, suntem sub umbrela NATO, să vorbește de NATO. E și generalii NATO la rampă, nu i-a văzut nimeni de 10-15 ani. Dar în egală măsură și de Putin. Da. Nu că el ar fi fost într-un cont de umbră, dar totuși am aflat niște lucruri da, noi despre Putin. Sau nu noi, ni s-au confirmat niște bănie. Și altfel, adică, trebuia să aflăm adică și că există părți Putin sunt extrem și de comportă așa? Nu se putea altfel? Era complicat? Nu, NATO avea nevoie de, din nou de validare, așa cum spune Robert, cred și eu lucrul ăsta. Pentru că totuși Biden a avut chestiunea cu Afganistanul, au... Adică s-a făcut puțin de râs. Adică au fost niște comentarii acolo care nu au fost binevenite pentru el și atunci sigur că avea nevoie de... Dar eu te-am întrebat și nu mi-ai răspuns dacă tu crezi că NATO a pierdut, având în vedere... declararea independenței celor două. Adică a făcut... Nu, NATO... A făcut Putin un pas spre câștig? A... Dacă te uiți la poziționări... Putin, da. Din Putin a făcut vedere, o mișcare. Da. Putin deci, a profitat cumva, din plin de toate vacuumele, toate golurile răsate NATO aici, n-a avut, iată, nicio influență asupra lui în ceea ce privește... Dacă Putin și-a propus acum, să reconfigureze securitatea europeană și să facă afaceri de la alt nivel cu băieții ăștia, să exploateze altfel comercial toată povestea asta și nu numai militar, politic, da, el a... Deci, el a eu cred ce a vrut. Deja că e putem să ne gândim și la un alt scenariu. Acela de... Poate că Putin are el însuși niște scenarii pe care le pune în practică în funcție de ce face NATO și de reacția lui asta Biden. Cu siguranță face. Păi, bun. Acum, uită-te și tu. Chestia asta cu Macron și cu Scholz, care au venit ei pe teritoriul lui Putin. Mai, a fost un risc extraordinar. Tu ai văzut cum au fost tratați?
Nu vreau să fac paralele de genul ăsta, dar mi-aduc aminte de înainte să înceapă al doilea război mondial, când Chamberlain și alții se deplasau pe la Hitler, care avea un discurs interesant legat de noua securitate internațională, și se întorceau fiecare cu victoriile lor și anunțau Europa că tot e ok. Au vorbit ei. Au vorbit. Bă, băieți, am vorbit. A rezolvat noi. S-a rezolvat. Chamberlain a fost cel mai penibil dintre toți. Dar trist, cumva. Și tot așa, al Franței ok, al Angliei ok, ne dădeau asigurări că treaba e rezolvată. S-au băgat în pârlogul ursului. Și la scurt timp, Rusia a rezolvat problema cu România. Polonia, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a început nebunia. Deci au venit cocoșii ăștia doi, da, cancelarul german și cum acum. Bine, întâi Polonia și după acolo, da, au zis că o rezolvă ei, dar toată treaba asta face parte din, cum să spun, din recuzita jocului diplomatic, da? Adică, domne, trebuie să o facem și pasta. Că dacă nu o facem și pasta, ar putea să ni se reproșeze, să ni se reproșeze de către populațiile țărilor Uniunii Europene, bă, n-ați dus jocul diplomatic sau chestia diplomatic până la capăt. Și ce am fi putut să facem? Păi, de exemplu, să mergeți, chiar dacă Putin nu voia să stea de vorbă, făceați voi peste el, băteați la poarta lui. E, au bifat-o și pe asta. Dar cum au bifat-o? În felul în care, la un moment dat, o bifează liderii ăștia care sunt doar lideri pe hârtie, dar de fapt nu au statură de oameni politici încărcați de autoritate. S-au dus acolo să bifeze, s-au bifat și pe asta. Am vorbit cu Putin. Am făcut o conferință de presă, noi am încercat, nu se poate reproșa că n-am încercat. Adică dacă sună ucraineanul și plânge la telefon la propriu, la un francez, dar francezul se poate să spună, frate ucrainean, da, european și tu, da? Dar când știi că n-ai reușit mare lucru, să te apuci să spui, băi, întâlnesc eu pe Biden și pe Putin și hai că am reușit, au promis că se întâlnesc. Și Putin să facă mișcarea asta, cazul lui Macron, da? Practic, îți distrugi singur tot fundamentul întâlnirii aia, așa amărâte cum a fost aia cu Putin, de la la capătul unei mese uriașe și așa mai departe. Adică e clar că arăți că n-ai făcut nimic nici prima oară, pentru că iată, ți-a dat cu flit. Deci Putin a avut un joc imagologic extraordinar. Deci amintește-ți că la întâlnirile, uite, al lui Schulz nu știu cum a fost, dar mă uitam la întâlnirea lui cu Macron. Păi, suntem oameni de televiziune, da? Putin a avut prin planuri nenumărate. Niciodată Macron nu a fost în prim plan. El a fost cu jumătate de masă. Nu-ți spune nimic chestia asta? Dacă s-a întâlnit cu președintele Braziliei, au stat la... Și au stat la pe fotoliu. Adică... La măsuța rotundă. La o măsuță de asta. Uite. La o măsuță. Ceea ce spune multe despre... Clar, Putin acum e riscant lovește să în Uniunea Europeană și în fundamentul Uniunii Europene. E riscant să te duci pe teritoriul lui, pentru că acolo el este tătic, înțelegi? Crezi că Uniunea Europeană, apropo de ce a zis Lavinia Robert, ar putea să se șubrezească și mai tare după acest moment? Am din ce în ce mai des sentimentul că Ucraina va fi... Că va fi sfâșiată, deci că teritoriul ucrainean va fi sfâșiat, că se mută un soi de zid al Berlinului, nu știu, pe undeva, poate pe la Kiev, da, așa, adică se va împărți cumva așa, asta va fi zona estică, asta va fi zona vestică, dar nu neapărat că intră jumătate din Ucraina în Uniunea Europeană, dar va rămâne o zonă așa undeva, unde înghesuie cumva, pentru că Putin va dori să mărească, să stabilească foarte clar niște, o graniță. Bă, băieți, ați vrut să mutăm terenul de joc. L-am mutat, înțelegi? L-am făcut-o în anii 90, cum a zis voi. A ieșit prost, după cum se vede acum, că nu vă țineți de probleme. Acum facem cum vreau eu. Pun eu unde e centrul terenului, da? Și stabilim că nu mai aveți voie dincolo de povestea asta. Dar nu veniți până în granița, până în buza graniței pe care o am eu cu Ucraina. Mai au niște teritorii, tocmai ca să-mi fac eu ieșirile către mare, așa mai departe, niște coridoare foarte clare, pentru că rusul lui este, am mai discutat tot aici, frică de această încercuire. Da? Deci, istoria întreagă a Rusiei este istoria acestei frici extraordinare că vine peste ea cineva, că se cheamă Napoleon, că se cheamă Hitler, că nu știu ce. Sultanul și că n-au unde pe unde să fugă, pe unde să o ia. Că totul e închis. Da? Unde să se ducă. Da? Și atunci,
coridorul ăsta în care să poată la un moment dat să... aibă acces la mări. Să aibă acces la mări, e foarte important. Este, cum să spun, explicabil dacă te uiți pe hartă. E important să ne uităm în aceste zile pe hartă. Nu putem să o facem doar din vorbe. Deci să ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă pe hartă. Și din punctul de vedere, Uniunea Europeană, că ajungem la ea, este incapabilă să joace la altitudinea la care o provoacă Vladimir Putin în acest moment să joace. Sancțiunile economice vor fi vax. Și vor fi vax pentru că Rusiu nu are momentul de față, nu o să suferă atât de tare. Nu o să suferă. Adică o duc prost. Rusul de rând o duce prost. Nu e situația în care, vezi, Doamne, are... Știi cine suferă din nou pe sancțiuni de genul ăsta economice? Vor suferi, să știi, la un moment dat, chiar europenii. Dom'le, îți dau un exemplu, sigur, de constatare din asta, empirică, la propria piele, da? Unde te uiți în Europa asta, unde sunt resorturi de lux, unde se fac vacanțe de ruși, e full de ruși. Da. Și dacă nu vin rușii, grecul suferă. Eu am știu greci care erau nebuniți în pandemie. Și vin cu mulți bani. Grecia, exact. Turcia. Da. Dacă industria luxului în Uniunea Europeană are încă zone, să spunem, întregi, la Viena, da? Unde e, acolo este pentru Londra. Că vine rusul și Londra. Nu se uită când cumpără și echipamentul cel mai scump de schi, la Londra, la fel. Totul este foarte scump, da? Acolo e plin de ruși, tot e plin de oligarh, de rusul obișnuit, da? Da? Despre asta este vorba. Deci, să știi că, de asta spun, sunt multe țări din Uniunea Europeană care spun, mamă, și ce facem? Adică nu mai vin ruși? Adică dacă vine rusul aici, nu știu, nu are acces la banii lui din bancă sau ce se întâmplă, da? Treaba. Ca să nu mai vorbim de contractele extraordinar de mari, nu neapărat numai pe gaz, pe materie primă, exporturi pe care le fac alte țări, nu România, e adevărat, către Rusia, care e o foarte mare consumatoare de bunuri vestice, să ne înțelegem. Adică, pe partea de cereale. Dar nu numai de cereale, de electrocasnice, de mobilă. Deci sunt... Și le va lua din Ucraina, cerealele. Din Ucraina lui. 29% din cernoziomul lumii se află în Ucraina. Din jumătatea pe care o ia direct în Rusia. Îl ia și pe ăla. Bref, Uniunea Europeană, dacă impune acum niște sancțiuni, o va face în felul, era să zic o vorbă rea urâtă, dar în felul în care a mai făcut-o, hai să evit vorba aia rea și urâtă, așa, vor două luni de zile să dau cocoși, da? ho, vom face, nu știu ce, și cam în vreo trei luni de zile încep să scadă tonul. Și o să dea vina pe Rusia și pe Putin pentru creșterile facturilor la nesfârșit. Mai e și o chestie acum, în momentul ăsta. Avem aici oameni, sunt oameni de imagine, dacă au făcut. Dom'le, nu e un alt eveniment. Nu mai e un alt eveniment și toată atenția este concentrată asupra acestui eveniment, da? Să ne înțelegem. Dar dacă, Doamne ferește, anunță ăștia că mai vine un val pandemic, vine alt virus, naiba să-l pieptene. Vine peste noi o discuție foarte interesantă, te provoc să o lansăm la un moment dat, că e a naibii de interesantă. A apărut revista, să spunem, Forumului Economic de la Davos, da? Numărul pe februarie. Bă, am citit-o în scoarță. E o lectură care îți dă un gol în stomac. Pentru că lucrurile despre care se vorbește cu subiect și predicat în acest document, da, sunt legate de identitatea digitală, de tot ceea ce se urmează, ce vine peste noi și nu că vine peste noi ca în cărțile SF peste un veac. E aici. E ieri, a început de ieri, ca să zicem așa, da, în toată chestia de alarter, de nu știu ce. Dom'le, pe măsură ce aceste accente vor fi puse din ce în ce mai tare în spațiul public, o să ne aducem aminte că e și un conflict pe la granița ucraineană și că Putin a mai luat o gubernie, un județ din Ucraina și l-a trecut în proprietate. Da, mă, încă unde a ajuns, mă? În vreo 2-3 săptămâni, întreaga opinie publică se va uita și va...
știrile astea cu Ucraina vor cădea pe locul 3-4 da. Și vom zice, pe unde a ajuns, mă? Pe la Dnepru. Pe unde e, mă? E aproape de Kiev, mai, astea... mai are o stație. Dacă are echipe de fotbal sau de handball, știi? Discutăm acum despre criza asta. Metalist, Arcov, discutăm acum despre criza asta, totuși după 2 ani de pandemie. Ce să spun, a picat la fix, ne s-a terminat povestea cu pandemia, hai că începem cu criza. Povestea cu război. Două chestiuni, dacă îmi dai voie. Odată, s-a rezolvat problema cu aderarea Ucrainei la NATO sau la Uniunea Europeană. Deci s-a rezolvat, a rezolvat-o Putin. Pa. A zis, ce vor mai ăia să meargă? Ia, hai să mergem spre ei. Hai să dăm drumul puțin spre ei. Uh-huh. La câțiva de ai noștri ca să le luăm măsura... Ucraina tampon, cum am zis, și condiția tamponului. Să le luăm măsura gândul că ar putea la un moment dat să aibă și Ucraina noastră acolo în proiectul lor. Nu. Acolo ne ducem noi și cine vrea război și așa și bătaie de cap acum direct în interiorul unei țări cu rusul? Nu vrea nici rusul nostru, nu vor nici ei. Unul la mână. Doi, că vorbeai de Schulz și de Macron care s-au dus la Moscova să stea de vorbă cu Putin... cum era înainte de al doilea război mondial. Făceai o comparație tristă, dar... Fără să spun că Putin exact. Hitler, dar mă rog. Nu putem să nu o facem. Amândoi, și Schulz și Macron, au sperat, și te-am spus asta după vizita lui Macron, au sperat că mergând să discute cu Putin, se proiectează într-un fel, fiecare, în felul lui, într-un lider, în liderul Uniunii Europene. Marea problemă a Uniunii Europene este că ea nu a reușit să evolueze până într-acolo unde să aibă pe cineva care să fie liderul ei. Și atunci fiecare, în momentul în care ajunge în fruntea unui stat mare, care cât de cât poate să se impună în fața celorlalte state, vrea să fie el liderul. Macron, care are nevoie și să se revalideze în propria țară, a zis să mă duc la Putin, mă pune Putin acolo lângă el, ieșim la poziția iurea, l-a pus la capătul cealaltă mesei și s-a văzut cât de mic e. Da? S-a văzut și rezultatul. Ăsta la Schulz a zis, bă, și-a luat-o Macron, înseamnă că e momentul meu, pentru că noi, Germania, întotdeauna am avut o relație bună. A fost mai dur decât Macron, a avut un discurs mai dur, chiar în fața lui Putin. Dar noi, Germania, întotdeauna am avut o relație bună cu Rusia economică în ultima perioadă, da? Și fostul nostru premier e acolo, fostul nostru cancelar. L-a amenințat cu Nord Stream-ul că nu se mai rezolvă treaba și, uite, cu toate astea Putin a făcut mișcare. Și gata. Dar vreau să spun un lucru. I-a luat 20 de ani Rusiei să creeze un inel în jurul Uniunii Europene din punct de vedere al consumului de gaz și al relațiilor comerciale. Ceea ce denotă o strategie extraordinară. Deci, apropo de ce spunea Robert, jucătorii de șah, revoluția comunistă care se pregătește în America, dacă va avea loc vreodată, este tot un produs al FSB-ului și al încercărilor de a penetra universitățile americane. E o strategie de zeci de ani. Am auzit, am difuzat la un moment dat un ofițer KGB, un discurs unui ofițer KGB de acum 30 ceva de ani, care anticipa exact ce se întâmplă acum, ce se întâmplă în America. Ceea ce denotă strategia rușilor de zeci de ani legată de această lume. De aceea ai noștri nu înțeleg și ăștia din Uniunea Europeană nu înțeleg. Ăștia 20 de ani au făcut tot posibilul ca Uniunea Europeană să devină din ce în ce mai dependentă de gazul rusesc. Și le-a reușit. Și acum Uniunea Europeană trebuie să facă în 3 luni ce n-a reușit în 20 de ani? Iartă-mă, dar știi acum, glumind de amar așa, dar le-a și plăcut. Le-a plăcut. Din Uniunea Europeană. Da. Da. Ei, adică fostul, e un cancelar german care este în fruntea Lukoil, nu? Da, stai că mai e un francez care e pe acolo. Niște companii austriece care între timp s-au umplut de capital rusesc, ca să zicem așa, știi, de-a lungul timpului. S-au mânjit, s-au umplut. Deci, domne, le-a plăcut, le place, pentru că banul, da? Rușii, vezi? Dar oamenii ăștia despre care voi vorbiți. Și nu vorbim administrativ, prieten, ca să înțeleagă să fie uruși. Asta înseamnă să analizezi, să fiu un ziarist sau un jurnalist, atribuind principiul bun, să fie un chirurg al realităților. Nu cum să nu observi aceste lucruri. Spuneai că oamenii ăștia anticipează, că uite, este un KGB-ist care a anticipat. Mie mi se pare că, de fapt, ei au acces la un desfășurător. Anticipează. Știu, nu anticipează.
prea se întâmplă lucrurile. Bine, nu sunt o conspiraționistă sau... Da, când vii să spui cu subiect și predicat că asta o să se întâmple și să analizezi tot ce o să fie peste 30 de ani și să vii să dai atâtea explicații, atunci nu te gândești decât la un desfășurător care, la care tu ai acces și îl vezi și spui. Cum credeți că se va sfârși povestea asta, nu știu, anul ăsta? Până unde ajunge scenariul? Până unde vrea Putin, din punctul meu de vedere, și nu cred... Da? Deci până unde vrea Putin. Bun, eu Robert. Dau că până la sfârșitul acestei săptămâni Putin mută din nou și mută avansând cu trupe în Ucraina, pentru că sancțiunile astea dictate în momentul de față de Uniunea Europeană cred că nu fac decât să-l stârnească, dacă vrei, să mai mute încă o dată. La urmă o să spune și dacă deja m-ați sancționat, da? Mai sancționați-mă o dată, dar eu am dus la îndeplinire un plan. E o glumă care circulă pe Facebook și vă zic și vouă, a ajuns acum și la mine. Mereu mi-am dorit să văd Rusia, dar speram să mă duc eu, știi? Da. Da. Au. Urât. Au. Deci eu nu vreau să ajungă la gurile Dunării, dar el acolo vrea să ajungă. Nu știu ce să mai zic. Acum mulțumesc foarte mult pentru prezență. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și în această seară. Rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem mâine seară de la 21. Mulțumesc. Only for men. Da? Cred că am spus cum trebuie. Toate cele bune. Cum?